Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see us. Salutare, dragi prieteni! Reincozo aici pentru voi cu un nou unboxing. Băi, fraților, astăzi am pentru voi un unboxing super, super deosebit la un mouse de gaming de la brandul Marvel Scorpion. Un mouse pe numele său G957 sau 957. Este o bestie de mouse, arată absolut fenomenal. Dar înainte să începem unboxing-ul, aș vrea să vă readuc aminte că ultimul meu unboxing a fost la acest super bad boy de la brandul Marvel, un mouse super genial pe numele său G939. Am făcut un unboxing la el, am să vă las link-uri în descriere și l-am adus ca invitat special, să spunem așa, în acest unboxing, pentru că și deoarece, haideți să vă arăt imediat aici, este practic același mouse, da? G939 și G957 au același circuit sub capotă, decât carcasa mouse-ului diferă, da? Bineînțeles și aici este și o diferență destul de micuță de preț, dar fiecare cu preferința lui, da? Acest mouse este super, super frumos, îl vedeți și voi, acest artwork cu Firewolf arată absolut fenomenal, mie mi-a plăcut foarte mult și am rămas super, super, super încântat de experiența cu acest mouse la raportat la prețul plătit versus performanța care o oferă și calitatea materialelor folosite în construcție, absolut fenomenal, mai ales că este foarte frumos iluminat aici jos la bază și logo-ul cu Marvel este super, super tare. Vedeți și voi, G957 este echipat cu același senzor Pixar 3325, un senzor care după părerea mea este super, super top, top, top. Da, avem 7 nivele de DPI, sincer eu personal nu folosesc mai mult de 3, dar sunt foarte binevenite. 7 butoane programabile, bineînțeles clicuri, da, clicuri. Mie îmi place să le spun clicuri, butoanele sunt certificate cu clicuri de până la 20 de milioane, da? Deci clicuri, eu le spun clicuri, nu știu de ce le spun clicuri, sunt efectiv acele butoane ale mouse-ului, clic stânga și clic dreapta, de aia le spun clicuri. Da? Deci până la 20 de milioane de clicuri, până la 20 de milioane de apăsări, da? Un polling rate de 1000 de Hz, bineînțeles, și conexiune pe USB 2.0 cu un cablu de 1.8 metri, da? Cutiuțe similare, frumos, da, cu același artwork, un ambalaj numai bun de pus în vitrină, cum îmi place mie să-i spun, da, no hate aici Marvo, dar produsul tău G957 seamănă foarte, foarte mult cu Rival 310 la carcasă, da, pur și simplu, cochilia mouse-ului arată similar, în opinia mea, dar ce să vă pot spune, dacă ați scos un produs la fel de performant și la un preț mult, mult mai mic, mult respect pentru voi. Haideți să scoatem carambitul. Unde am pus carambitul? Carambit Knight, da? Și să îi facem un unboxing, așa cum se cuvine aici, ala Reincozo pe canal. Hai să vedem. Param pam param param pam pam. Ok, suntem întâmpinați de manualul mouse-ului, da? 10.000 DPI Gaming Mouse G957. Ta-t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 a
pam, pam, sunt informații în limba engleză, ia să vedem, avem și informații în limba română, nu avem informații în limba română în acest mouse, din păcate, în manualul acestui mouse nu avem informații în limba română, la fel și la G939 nu avem informații în limba română, sunt în limba engleză, dar, na, sunt binevenite, așa că super, super ok. Nu găsim driver în pachetul mouse-ului, adică nu găsim acel CD driver, na, în pachetul mouse-ului. Va trebui să descărcăm driverul după site-ul producătorului. Eu am făcut un clip la G939, da? Am să fac un clip și la G957 cu driverul mouse-ului și de unde îl puteți descărca după site-ul celor de la Marvo. Da? Bun, o să împușc doi iepuri dintr-un singur foc aici, da? Și o să facem o mică comparație, să spunem așa, head-to-head, G957 cu G939. Da, deci din start, sincer vă spun, îmi place mult mai mult G957 pentru că avem un mouse acoperit cu
un cauciuc foarte fin aici pe partea de sus a carcasei, este un cauciuc foarte fin, foarte plăcut la atingere și ceea ce pe mine m-a dat înapoi la G939 a fost un sentiment, să spunem așa, dezamăgitor atunci când am scos mouse-ul din pachet. Nu avem aici pe lateralul mouse-ului, nu avem cauciuc, dar acest lucru se rezolvă cu mouse-ul G957. Da, avem aici, după cum vedeți și voi, toată partea aceasta cu din lateralul mouse-ului este acoperită cu cauciuc. Da, un cauciuc texturat de culoare gri, super super frumos. Da, intră într-un contrast foarte foarte fain cu mouse-ul și aici avem neoanele pentru luminițe, neoanele cu ghilimele de rigoare, da, sunt niște LED, da, vă dați și voi seama. Îmi plac foarte mult designul de genul acesta, îmi place foarte mult la mouse-ul de gaming, unde corpul mouse-ului este separat de butoanele de click, da, de aici, pac, butoanele de click, ați înțeles voi ideea. Așa, un scroll wheel similar. Dacă ar fi să mă întreb pe mine, avem același scroll wheel, este exact la fel texturat. Da? Cablul este un cablu similar. Avem practic același cablu. Da, și la G957 și la G939 avem același cablu. Este practic același mouse cu același senzor, super super performant și foarte foarte ok în opinia mea. Avem același număr de patine, 3 patine din teflon, frumos. Sper că v-ați făcut o idee cu privire la mouse-ul G957 și G939. Eu am fost Reinco Zo, până data viitoare nu uitați să apăsați butonașul de subscribe și să lăsați un comentariu pozitiv în secțiunea de comentarii. Vă mulțumesc foarte mult, pa, pa!